Hei, vă salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi va fi un videoclip foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final, fără să derulați. De asemenea, abonați-vă la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când ne postez vizionare plăcută. Tatiana era în picioare la fereastră și se gândea cât de plictisitoare era viața ei în satul natal. Ea voia să se mute la oraș, să lucreze acolo și să-și găsească un soț bogat, dar mama ei era bolnavă și nu o putea lăsa singură. Nu pentru că se temea pentru ea sau pentru că se îngrijora, ci pentru că nu simțea pentru ea acele sentimente pe care ar trebui să le simtă o fică pentru mama ei. Așa fusese încă din copilărie. Ea iubea pe tatălui ei, dar nu și pe mama ei. Relațiile lor s-au deteriorat în special când tatăl ei le-a părăsit, dar nu pe el în mod specific, ci pe soția lui. A plecat la o altă femeie, iar Tatiana avea o relație excelentă cu ea. Galina îi plăcea femeia, era frumoasă, îi plăcea să se îmbrace, cheltuia mulți bani pe cosmetică și pe lucruri frumoase. Ea și Tatiana spunea întotdeauna că o fată sau o femeie trebuie să aibă grijă de ea însă și. De asemenea, ea îi amintea constant Tatianei să-și caute un soț mai bogat. – Nu te căsători cu vreun tip drăguț care, în afară de fața lui frumoasă, nu poate oferi nimic altceva, îi spunea Galina. O femeie frumoasă ca noi, Tatiana, are nevoie de bărbați bogați alături de ea, care să nu se zgârcească și să cheltuiască cât mai mulți bani pe noi. Te-am văzut că te întâlnești cu acest slavă, de ce-ți trebuie el? El va lucra oricum. Va primi bani de nimic la fabrică, iar tu vei naște copii pentru el și apoi nu vei ști cum să faci față. Iată că ai terminat școala, du-te în oraș. Tu, o fată atât de frumoasă! Nu ai ce face aici. Vei întâlni un bărbat bogat, te vei căsători cu el și vei fi fericită. Nici eu nu vreau să rămân aici. O să aștept să se facă bine mama, iar apoi o să plec imediat. Nu-ți imaginezi cât de plictisită sunt aici. Și Slava asta îmi dă în cap cu dragostea lui. Ști, Galina, o să-ți spun un secret. Îmi place un bărbat în satul nostru, chiar dacă este căsătorit dar sincer nu-mi pasă. Când îl văd, îmi ia aerul. Îmi spui și mie sau e secret. Este șeful de la canal, a primit recent funcția asta. De fapt, au venit din alt sat. Când l-am văzut, am crezut că au venit din oraș. M-am mirat. Cred că un nebunit să vină din oraș în așa. Pustiu. Apoi am aflat tot despre el. Se pare că e de acolo și pur și simplu a fost transferat pe această funcție. S-a dovedit a fi un om foarte bun. Ei bine, deci, el este un bărbat așa. Sunt pur și simplu îndrăgostită de el. Și ce te împiedică să flirtezi cu el? Uită-te cum se va comporta. Tu lucrezi acolo, așa că nu-ți va fi greu să-l sondezi. Dar el este căsătorit. Și ce? Tatăl tău era și el căsătorit, dar nu era fericit. Trebuie să înțelegi că, dacă un bărbat iubește o femeie, nu va pleca de la ea. Iar tatăl tău nici măcar nu a stat să se gândească. A plecat imediat de la mama ta. Îmi pare rău, poate că nu-ți place să auzi asta. E în regulă. Oricum, eu nu am avut niciodată o relație bună cu mama mea. Ea nu m-a înțeles niciodată. De exemplu, nu pot vorbi cu ea la fel de deschis cum vorbesc cu tine. Dacă i-aș spune ce i-am spus ție, ar începe să țipe la mine, să-mi spună că nu se poate face așa, că sunt o persoană groaznică, și așa mai departe. Iar viziunile noastre asupra vieții sunt complet diferite. În general, nu înțeleg cum am putut să mă nasc așa cum este ea. Înțeleg ce spui. Mama ar trebui să fie mereu alături de noi, dar, din păcate, nu este despre mama ta. Acum vorbim despre faptul că ea nu a fost niciodată alături de tine, dar nici de tatăl tău. Prin urmare, el a căutat dragoste pe lângă și a găsit-o pe mine. Sunt fericită, sincer, pentru tatăl meu, pentru tine. Îmi place că am găsit un limbaj comun cu tine mai devreme când te vedeam mi se părea că ești atât de rece încât nici măcar nu vei arăta în direcția mea cu atât mai puțin să vorbești dar după cum s-a dovedit am găsit repede un limbaj comun da draga mea și eu mă temeam că nu mă vei accepta am crezut că vei lua partea mamei tale mai des așa cum se întâmpla adesea dar sunt fericită că ești alături de mine uneori mi este foarte singură pentru că acum nu lucrez stau acasă nu m-am gândit că este atât de obositor. De ce ai decis să stai acasă? Mi se pare că o femeie ar trebui să lucreze, mai ales că este întotdeauna în ochii publicului, iar acasă este plictisitor. Doar că tatăl tău mă este prea gelos, așa că am decis să-i fac o plăcere, dar asta nu va dura mult. În curând, el însuși va dori să mă trimite la muncă. Vei vedea, el îți câștigă bani buni, dar eu știu să-i cheltuiesc. Așa că vei vedea, încă puțin timp și el îmi va spune el însuși că nu se descurcă și că ar trebui să încep să lucrez. Tatiana nu voia să meargă acasă. A stat încă puțin timp la Galina, dar realizând că mama ei este singura acasă, iar ea ar fi trebuit să fie acasă cu jumătate de oră mai devreme, pentru că mama ei avea nevoie să-i dea medicamente la timp, ea încă nu putea să se ridice, așa că în timp ce Tatiana avea grijă de ea, la serviciu i s-a oferit chiar să ia un concediu medical când au aflat că mama ei s-a îmbolnăvit, dar ea a refuzat, pentru că nici măcar nu își putea imagina că va trebui să stea cu ea toată ziua. Fică, unde ai fost atât de mult timp, că astăzi ai liber. Mă gândeam că vei sta cu mine puțin. Nu vorbim aproape deloc, poate stai puțin. Îmi pare rău că am întârziat, acum îți dau medicamentul și, în general, sunt tânără, ce să stau cu tine, și despre ce să vorbim. Nu m-ai rugat niciodată să vorbesc cu tine înainte, și ce s-a întâmplat acum? Am fost la Galina. Am conversat plăcut cu ea. Oricum, nu o vei înțelege, așa că nu-ți voi spune. Cum trăiesc tatăl tău? Totul este bine. Galina este o femeie minunată. Da, la ei totul este bine. Iată, biați medicamentul, iar eu mă duc în bucătărie, mi-e foame. Și tu vrei să mănânci. Mama a clătinat din cap negativ. Tatiana vedea că ei este dureros să audă despre tatăl ei, dar ei nu-i păsa. Ea credea că numai mama ei este de vină pentru faptul că a plecat la altă femeie. Ea și-a turnat o porție de supă într-o farfurie și a pus-o în cuptorul cu microunde. Tatiana a tăiat singură pâinea și, când totul a fost gata, cuptorul cu microunde a bipat, anunțând că totul este încălzit. S-a așezat la masă, gândindu-se că mâine, când va ieși la lucru, va încerca să vorbească cu șeful ei, să vadă cum va reacționa, de exemplu, la o conversație despre vreme. I-a plăcut imediat de știa că nu este liber. Dar, așa cum a spus Galina, nu este nimic în neregulă cu asta corect, nu, nu este nimic rău aici. A închis ochii visător, gândindu-se că, dacă îi va reuși, se va mărita cu el neapărat, iar cu slava va trebui să se despartă, ca să nu-i strice nimic. Corect, spune Galina, nu este de folos, plus că are cu totul alte planuri. Dacă nu va reuși nimic, va demisiona imediat și va pleca în oraș. Acolo își va organiza cu siguranță viața personală, iar aici nu are ce căuta. A doua zi a venit la serviciu mai devreme, pentru că știa perfect că cel mai probabil șeful ei era deja în biroul său. Așa a fost. Înainte de a merge la el, s-a uitat în oglindă, și-a îndreptat părul, apoi a luat documentele pe care trebuia să îi le ducă și a bătut la ușă. Nikitina Victorovici, pot să intru? Bună ziua! Tatiana, azi ești de ce s-a întâmplat? Nu, totul este în regulă, pur și simplu nu am putut să dorm. Așa că am decis să vin mai devreme, mult de lucru. În plus, ieri am avut zi liberă, am venit, am văzut și pe birou o grămadă de documente, trebuie să le sortez pe toate. Aveți dreptate, eu însumi nu pot înțelege nimic aici până acum. Acum înțeleg de ce m-au pus aici pe mine, fostul șef, cred că nu s-a ocupat de nimic, și încă nu pot să rezolv jumătate, ce a făcut el aici. Da, eu și eu sunt aici de curând, așa că nu am niciun concept despre ce a fost și cum, deși am văzut unele erori și eu. Iată, am marcat aici și aici. S-a plecat mai aproape de el, ca să-i arate că nu înțelege, în același timp, a făcut-o astfel încât privirea lui să vadă neapărat de colteul ei. A înțeles că a făcut totul corect, pentru că a observat că ochii lui se întorc mereu acolo, dar nu pe hârtie. Ei bine, Nikitina Victorovici, am dreptate. Tatiana, lăsați-le să stea cu mine, voi revizui totul singur, pur și simplu acum nu pot să mă concentrez deloc. Tatiana a zâmbit, dar nu a spus nimic. Pur și simplu a dat din cap și, legănându-se ușor pe șolduri, s-a îndreptat spre ieșire. A văzut că și-a interesat șeful, dar încă mai avea ceva de făcut. Încă ar fi trebuit să-și folosească atul principal, figura ei uimitoare. În plus, ea era foarte drăguță, așa că șansele ei de victorie erau mari. Singurul lucru era să nu se grăbească, altfel peștele ar putea scăpa de pe cârlic, totuși el nu era liber și, desigur, cel mai probabil, se va ține până la ultimul moment. Când a mers cu prietena ei, la rișa, la cantină pentru a lua masa, a decis să îi împărtășească planurile ei. Ea nu-i ascundea niciodată nimic. Ești nebună, ești el este căsătorit. Și ce? Azi e căsătorit, mâine divorțat. Nu înțeleg de ce ești așa speriată. Nu este prima și nu va fi ultima, iar eu vreau și eu să fiu fericită, cu atât mai mult că îmi place foarte mult. Imaginează-ți, dacă voi reuși să-l cuceresc pe acest bărbat, voi fi cea mai fericită. Ai uitat unde trăim? Da, la noi în sat se va răspândi repede zvonurile. Zvonurile se răspândesc rapid aici, știi cum. Și apoi, el are o soție, o fică, un fel de șmecher, așa că nu-ți recomand să te implici cu ei. Și te-ai gândit ce va fi cu mama ta dacă va afla ce face fica ei. Lasă, pe asta nu-mi pasă deloc. De ce ești așa de severă cu mama ta? Ea este omul tău drag. Nu este omul meu drag. Ea nu mi-a făcut nimic bun în această viață, a muncit tot timpul, venea acasă obosită, iar pe mine nici măcar nu mă băga în seamă. Dar cum de erai mereu îmbrăcată în haine de firmă? Gândește-te, lucrurile tale erau întotdeauna mai bune decât ale noastre. Orice ai fi vrut, ea nu îți refuza nimic. Iar tatăl tău i-a fost mereu infidel mamei tale. Cum a putut să o tolereze, nu pot înțelege nici până acum. De ce, Larisha? De ce asculti toate aceste bârfe? Tatăl meu era un om nefericit cât timp a trăit cu ea, dar acum este fericit, își iubește pe Galina și trăiesc suflet în suflet. Bine, dar înțelegi că pe fericirea altuia nu poți construi propria ta fericire. Voi construi. Toate acestea sunt prejudecăți. Și nu mai încerca să mă descurajezi. M-am hotărât, iar altfel voi pleca în oraș." Nu am ce face aici. Să mă mărit cu Slavic. Nu mă face să râd. Cum să trăiesc cu el? Nu. Vreau o altă viață, cu un bărbat bogat, care să mă poarte în brațe. Dar de ce crezi că șeful tău este exact așa? El este frumos. De îndată ce l-am văzut, mi-a plăcut imediat. Da, nu-ți face griji, este doar un experiment. Nu voi lua pe nimeni de la nimeni, voi flirta doar și atât. Aștept ca mama să se facă bine și apoi voi pleca în oraș. Și cum rămâne cu Slavic? El este foarte frumos. Cred că ați avea o relație serioasă. Nu, oricine ar fi, numai nu Slavic. Nu suntem compatibili. Nu vreau să trăiesc de la salariu la salariu, să număr cu el fiecare centimă. Și el știe asta. Până acum nu, dar astăzi am vorbit cu el. Ar fi trebuit să faci asta de mult, doar că tot trăgeai de timp. Acum am înțeles că e de ajuns să meargă pe drumul lui, iar eu pe al meu. Nu-mi pare rău de el, dar voi doi sunteți împreună din școală. Nu-mi pare rău de nimeni, în afară de mine. Eu trebuie să mă compatimesc, pe ceilalți doar în cot. Dar vezi, singură, mi se pare că ești prea concentrată pe tine, iar în jurul tău sunt oameni care te iubesc. Nu ți-e frică să-i pierzi. Nu, ți-am spus, nu-mi e frică de nimic. Și crede-mă, totul va fi bine cu mine. În seara aceea, ca de obicei, Slavica a venit la ea. Se tot plimba pe lângă poartă, iar ea se uita la el pe fereastră și se gândea că astăzi va vorbi cu el, îi va spune tot ce gândește. După ce i-a dat mamei ei medicamente, a ieșit din casă. Bună, slavic, să vorbim! Poate mergem la plimbare. E o seară minunată! Și apoi, de mult, nu am mai ieșit împreună. Trebuie să vorbim serios, așa că nu mergem nicăieri. Ce s-a întâmplat? Mami tale nu-i mai e bine. Ce tot ai cu mama mea? Are totul în regulă. Am vrut să vorbim cu tine despre noi. Despre noi. Da, trebuie să ne despărțim. Am înțeles că nu suntem compatibili. O să plec în oraș curând, iar tu vrei să rămâi aici. Așa că nu avem viitor împreună. Dar cum să nu avem viitor? Tatiana, pot să vin cu tine în oraș. Știu că tata va fi împotriva asta, dar îl voi convinge. Hai să plecăm împreună, știi cât te iubesc nu vreau să te pierd. Slavic, nu mai înțeles. Nu vreau să fiu cu tine. Nu ești roul meu, așa că nu avem viitor împreună. Tu ai nevoie de o altă fată, nu așa cum sunt eu, mai simplă. Cu ea vei fi fericit, iar eu cu tine niciodată nu voi fi fericită. Așa că uită de mine și nu mai veni niciodată. Ai înțeles. A înțeles. S-a întors și a intrat în casă. Simțea că Slavic o privește în urma ei, dar nu-i păsa. Era ca și cum un bolovan i-ar fi căzut de pe suflet. Trebuia să se despartă de el de mult, dar tot trăgea de timp. Acum totul era terminat. Mai puțin de un an și ea va pleca de aici. Dar înainte de asta, se va ocupa de șeful ei. Să vadă dacă va ieși ceva sau nu. Nikitina Victorovici nu înțelegea nici el ce se întâmpla cu el în ultima vreme. Documentele pe care îi le aducea Tatiana, nici măcar nu le mai privea, tot timpul gândea doar la ea. Nu ieșea din cap și nu înțelegea de ce. De fapt, ea nu făcea nimic, doar vorbeau despre muncă, dar mișcările ei, figura, ochii, îl trăgeau la nebunie. Când se căsătorise cu Olga, credea că ea este femeia cu care va trăi toată viața lui și nu i-a trecut niciodată prin minte să o înșele, dar acum se întâmpla. Tatiana era o fată cu aproape zece ani mai mică decât el. Ea avea toată viața înaintea ei, iar el o familie, și iată că îi se întâmpla așa ceva. El încerca să-și dedice mai mult timp muncii, soției, să fie alături de ea, dar în același timp tot timpul gândea la Tatiana. Tatiana, între timp, își pierdea răbdarea. În ziua ei liberă, s-a dus la galina, cu care voia să vorbească. Și cum merg treburile cu cucerirea șefului? Deloc. Se uită la mine și se linge pe buze, și atât. De asta am venit la tine, să-mi spui ce să fac mai departe. Dacă e să fiu sinceră, mi-e deja de ajuns. Nu suport bărbații timizi, și, în general, vreau să plec în oraș, altă viață. Nu te grăbi, nu totul se întâmplă imediat. Nu trebuie să renunți la jumătatea drumului, iar să pleci mereu mai ai timp. Bine ai zis, dar eu deja îmi fac bagajele. De îndată ce o să reușesc, mă concediez și plec. Oh, ce viclenie! Știi cum o să se simtă Nikita tău, când va înțelege că tu nu-l părăsești și, deodată, tu pleci. Acolo va începe să sufere. Da, suferă deja. M-a săturat cu indecizia lui, dar o să mai suport. Totuși, nu degeaba am stat atât de mult timp lângă el. În plus, știi că îmi place foarte mult mașina lui. Aș vrea să mă plimbe cu ea. El se tot învârte în jurul ei, o șterge cu șervețelul, ca să nu se așeze o mizerie. Tatiana a decis să-și intensifice atacul, pentru că răbdarea ei era pe sfârșit. Deci, nu știa cum să facă mai bine, dar a decis să acționeze în funcție de situație. A mers la el în birou sub pretextul că să ia niște documente, pentru că erau necesare pentru lucru. El stătea la birou și scria ceva, i-a bătut la ușă, și când el a zis, intră, a intrat, dar din neatenție s-a împiedicat de prag și a zburat înainte, încercând să-și păstreze echilibrul. Dar nu a reușit, s-a întins pe jos. Nikita a sărit din spatele mesei, a alergat la ea. Tatiana, nu te doare! Ce faci așa nepăsător? Hai să te ajut să te ridici! S-a plecat atât de aproape, încât Tatiana nu a mai rezistat, s-a întins spre el și l-a sărutat. Ea nu se aștepta de la ea însă și o asemenea îndrăzneală, așa că s-a retras speriată, neînțelegând ce reacție va urma. Nikita a ridicat-o brusc de pe podea și a început să o sărute el însuși. Tatiana a înțeles că a câștigat, că totuși a reușit și că el este în puterea ei. În acea seară au plecat cu mașina lui în afara satului. Tatiana se gândea cu plăcere că și ea va avea în curând o mașină ca asta. Ea va reuși cu siguranță. Nikita vorbea o mizerie despre soția lui, că niciodată nu o înșelase înainte. Și ce-i se întâmplă acum, pentru prima dată? Dar Tatiana nu asculta, nu era interesant, pentru că el și-a pierdut pentru ea orice interes. Ea a înțeles că acesta nu este deloc tipul ei de bărbat. Tatiana, îmi placește atât de mult, sunt pur și simplu un nebunit după tine. Nu-ți pot oferi nimic, înțeleg că sunt căsătorit, dar crede-mă, voi găsi ceva ca să fim mereu împreună. Nikita, ia-mă acasă, ceva sunt obosită. Probabil m-am agitat prea mult azi. Nu credeam că îmi place și eu de tine, la fel ca și ție de mine, dar înțeleg totul și nu vreau să intru în viața ta. Tatiana, nu înțelegi, ești o fată atât de frumoasă, încât și eu însumi înțeleg deja că nu pot fără tine. Îți promit că nu vei regreta, voi face totul pentru tine, doar cere. Dar Tatiana nu voia să ceară nimic, îi era deja totul plictisitor și se gândea doar la cum să ajungă cât mai repede acasă în cele din urmă, au plecat și a deschis cu plăcere geamul, ca să respire aer curat și să-și pună fața în vânt. Au mers cu Larisa la cantină și Tatiana a observat că prietena ei o privește cumva ciudat. S-a întâmplat ceva, Lora, de ce mă privește așa ciudat? Așa că la tine e cu șeful serios. Toată lumea din sat bârfește că te duce cu mașina lui și nu te duce acasă, ci într-o direcție necunoscută. Uite, Tatiana, te vei juca. Nu te mai uita, am dat demisia, așa că în curând nu mă va mai interesa nimeni. Toată lumea va uita de mine și se va concentra pe altcineva, de exemplu, pe tine. Eu de ce? Eu trăiesc, lucrez, nu deranjez pe nimeni, așa că cred că nu vor vorbi niciodată despre mine. Tu nu te încrede, deși ești o timidă. Așa că cel mai probabil ai dreptate, viața ta va continua așa cum a fost până acum, apoi te vei căsători, vei naște o grămadă de copii și te vei îngrășa. Doar lora, cum nu înțelegi, viața trece și nu vreau să trăiesc așa cum tu, iar la ce zic alții mi este indiferent, să fie măcar a mea și să fac ce vreau. Iar pe Slavic l-ai văzut de mult. De ce să-l văd? De când ne-am despărțit, nu l-am mai văzut. I-am spus sincer totul, așa că cred că a înțeles totul. Adevărul este că m-am gândit că mă va începe să mă convingă, dar s-a comportat cumva ciudat, nici măcar nu a vrut să se certe cu mine și după despărțirea noastră nu a venit la mine, dar nu-mi trebuie, nu vreau să-l văd, nu vreau. Nikita Viktorovici se plimba pe coridor, ținând în mână cererea de demisia Tatianei. Inima era sfâșiată, pentru că nu înțelegea de ce a decis dintr-o dată să plece. În plus, el a vorbit cu soția sa. Era timpul să vorbească, pentru că ea a aflat și ea care o amantă, iar el nu a negat nimic. A spus că o iubește și că ar fi mai bine să divorțeze. El voia să-i facă Tatianei o surpriză, crezând că îi va spune asta în seara asta. Când vor merge din nou la lac, iar aici e așa ceva, a chemat-o în birou pentru o conversație, dar i s-a spus că ea este acum la cantină la prânz. Era gata să se repede acolo, dar nu a făcut-o, realizând că atunci vor fi bârfe deja în întreprinderea lor și așa că vor fi suficiente conversații, așa că nu a agravat situația. În cele din urmă, ea a venit la el. Mi-ați chemat, Nikita Victorovici. Tatiana, ce se întâmplă, de ce pleci, dacă din cauza bârfei care se spune despre noi, așa că am rezolvat problema cu soția mea, mă despart, așa că acum putem fi împreună oficial. Acum nimeni nu va îndrăzni să spună nimic rău despre tine. Nu, nu din cauza asta, pur și simplu mi-am săturat să trăiesc aici. De fapt, de mult visez să plec în oraș, așa că vă rog să-mi semnați cererea și să nu mă mai țineți aici. Dar, Tatiana, ce zici de mine, de dragostea noastră, de relația noastră? Ce dragoste! M-am distrat doar. Asta e tot. Mi-ai plăcut. Așa că am decis să încerc să-mi văd dacă te pot fermeca. După cum vezi, am reușit, iar acum nu mai ești interesant pentru mine. Am alte planuri de viață, unde nu ai loc, așa că trăiește mai departe singur, iar eu voi merge pe drumul meu. Nikita a fost șocat de o astfel de întorsătură, nu se aștepta la asta, totul s-a prăbușit, s-a certat cu soția lui, s-a îndrăgostit ca un prost, iar el a fost pur și simplu folosit. Plec, așa că semnează cererea, te rog. El a privit-o atent pe Tatiana și a înțeles cât de greșit a fost. Ea nu-l iubea, el a inventat totul. În ochii ei nu era dragoste. Mai degrabă, un fel de indiferență, o privea ca pe un obiect neînsăflețit. Așa privește masa sau dulapul. El a semnat în tăcere cererea, era lipsit de sens să vorbești ceva. Tatiana și-a strâns lucrurile și a decis să meargă la Galina să se despartă de ea. Dar ce frumusețe pleci! Da, aici nu mai am ce face, m-am săturat de această viață, nimic bun nu va mai fi în acest sat. Voi merge să cuceresc orașul. Iar ce e cu Nichita? Credeam că-ți place. Cum să-mi placă? Crezi că aș fi cu un bărbat care s-a îndrăgostit de mine atât de repede și a părăsit-o pe soția lui fără regrete? E un fel de nesigur, așa că să trăiască acum cum știe, și m-aș mira dacă soția lui îl va lua înapoi, înseamnă că e la fel ca el. Tu nu înțelegi multe, dar acum ce diferență face să se descurce ei? Iar ție-ți doresc tot ce e mai bun. Sună-mă mai des, povestește-mi cum și ce, iar eu, dacă voi putea, îți voi da sfaturi, bine. Îmi pare rău să ne despărțim. Tu ești singura care mă înțelege și mă susține aici. Bine, ce să mai tot suspinăm, am tot ce am înainte, știu că acolo mă așteaptă fericirea adevărată, știi așa un sentiment că îmi va ieși totul și voi fi cea mai fericită femeie de pe pământ. Trenul ei era dimineața de vreme, a decis să nu se despartă de mamă. Nu voia să o vadă, dar mama ei o aștepta deja în bucătărie. Ce ai mai făcut, fică? De ce ai intrat în viața altuia? Acum pleci după el. Nu spune prostii, mamă, tu știi că am vrut mereu să trăiesc în oraș, și apoi, nikita e de vină singur. Eu nu i-am zis să divorțeze de soția lui. Trebuia să gândească cu capul, nu cu altceva. Așa că vina asta nu e a mea, înțelegi. Tu niciodată nu ești vinovată, doar ține minte, va veni vremea, și va trebui să răspunzi pentru faptele tale pe care le faci. Ajung cu moralele tale, mai bine tu să te vezi de viața ta, nu de a mea. La mine încă mai e totul înainte, iar tu nu ai tu ești singură, ar trebui să te gândești la asta, și încă îți permiți să dai sfaturi. Eu nu mă voi mai întoarce niciodată aici, viața mea e acolo, iar tu așa și vei muri singură, pentru că nimănui nu ești de folos. Mama ei nu i-a spus nimic, doar a privit-o în tăcere după fica ei. Tatiana a ieșit din tren și s-a uitat în jur. Uau, wow, a gândit ea cât de multă lume, toți se grăbeau undeva, uneori o atingeau pe umeri, dar ea nu acorda nicio atenție la asta. Ea își rotea capul, neștiind acum unde să meargă. A trezit-o un tip care a dat peste ea și apoi a mai spus ceva. Ce ai, gura căscată? Sătenii vin aici și apoi se uită în jur ca niște șocați. Tatiana, după aceste cuvinte, a revenit imediat la realitate, voia să-i răspundă, dar el plecase deja destul de departe și nici măcar nu avea timp să-i spună ceva. Era timpul să plece de aici, dar și, desigur, să se gândească la un loc de dormit. Cu asta, bineînțeles, pentru primele zile problema era rezolvată, aici locuia prietena Galinei, adresa căreia i-a dat-o mama ei. A sunat la ușă și a început să aștepte cu neliniște, rugându-se să fie cineva acasă. Pentru că în tot timpul cât a mers la adresă, era deja destul de obosită. În plus, îi era foarte sete și avea nevoie de toaletă. I-a deschis o femeie superbă, iar Tatiana a rămas fără respirație. Căutați pe cineva, domnișoară! a întrebat femeia, examinându-o pe Tatiana din cap până în picioare. Sub acest priviri, Tatiana s-a simțit foarte inconfortabil, s-a simțit atât de nesemnificativă, încât i-a devenit chiar frică. Dar ea s-a reținut repede, înțelegând unde a venit și de ce. Îmi pare rău, sunteți inga. Presupun că da, iar tu cine ești? Sunt de la Galina, ea mi-a dat adresa dumneavoastră. De la Galina, dar intră să vorbim. Tatiana a intrat în apartament și a rămas uluită de atâta lux. Nu văzuse niciodată așa ceva, a rămas în picioare, ca îngropat în loc. Nu a putut să treacă mai departe, totul era atât de frumos și elegant, ca într-o revistă sau ca în seriale. Ce mai faci, stăteau așa sau o să stăm pe prac? Cum te cheamă? Tatiana abia a putut să articuleze, că îi place cum trăiești. Tatiana a reușit să clătine din cap, pentru că nu putea găsi cuvinte să spună cât de mult a fost uimită. Atunci ia loc, fac cafea. Pot să mă folosesc de toaletă. Da, mergi direct, tocmai am terminat de curățat. Tatiana s-a spălat pe față, s-a uitat în oglindă și a suspinat. A făcut bine că a venit aici, exact așa își dorea să trăiască. Acum trebuie să vorbească cu Inga. Așteaptă și spunem cum o mai duce Galina, nu am mai văzut-o de 100 de ani. Totul e bine, îți transmite și ea salutări. Acum trăiește cu tatăl meu, nu împreună, dar sunt foarte fericiți. Inga și-a ridicat sprâncenele și a privit-o atent pe Tatiana, și unde e mama ta, a murit. Nu e vie, dar tatăl meu a părăsit-o imediat ce a cunoscut-o pe Galia, ea e atât de frumoasă. Eu și ea suntem ca prietenele. Și tu nu-ți pare rău de mama ta. De ce să-mi pară rău, ea însă și e de vină. Trebuia să aibă mai multă grijă de ea însă și, ca să nu se uite la alte femei. Interesant, această fată, ce a venit să fac aici? Nu puteam să mai trăiesc în acel sat, tot timpul am vrut să mă mut în oraș. Și iată că în sfârșit m-am decis. Și Galina îmi spunea că acolo nu-mi este locul, că doar îmi pierd tinerețea. Inga, pot să-ți pun o întrebare, cum v-ați cunoscut cu Galina? De ce nu ți-a spus ea? Nu, mi-a spus doar că sunteți prietene și că vă sunați uneori. A vrut să te avertizeze la telefon, dar numărul tău era deconectat din anumite motive. Am schimbat pur și simplu numărul, așa a fost, dar dăm numărul ei, vreau să o sun mai târziu. Așadar, ai venit aici pentru o nouă viață. Tatiana a înțeles că întrebarea ei despre cum s-au cunoscut a fost ignorată, la fel cum și Galina a evitat întotdeauna să vorbească despre asta, deci Tatiana a întrebat întotdeauna când a fost vorba despre Inga. Da, vreau să rămân aici. Galina mi-a spus că pot să stau la tine câteva zile până găsesc și închiriez un apartament. Desigur, pot sta la mine câteva zile. De altfel, te pot ajuta atât cu apartamentul, cât și cu găsirea unui loc de muncă. Vezi, domnișoară, ești inteligentă. Știi ce vrei de la viață, așa că de ce să nu te ajut? Acum odihnește-te puțin, eu trebuie să plec cu treburi, iar apoi vom merge la restaurant, vom cina și vom vorbi. Îmi vei spune despre planurile tale, iar eu voi vedea ce pot face concret pentru a te ajuta. Tatiana a dat din cap. Ea însă și simțea că are nevoie să se odihnească puțin după călătoria cu trenul. Nu a dormit bine, iar când a ajuns în oraș, a fost un flux atât de mare de impresii, încât se simțea foarte obosită și ar fi prins bine să doarmă. S-a trezit din faptul că cineva o trăgea de umăr. „Hei, somnoros, trezește-te. Hai să mergem în grabă la duș și să mergem la cină, că mi-e foame.” Tatiana era și aflămândă, așa că nu a trebuit să o convingă nimeni. S-a ridicat și a fugit în baie când a ieșit din duș, a văzut-o pe Inga, care se învârtea în fața oglinzii într-o rochie de seară elegantă. Ce frumusețe! Nu s-a putut abține Tatiana. Eu cred că da, iar pentru tine am cumpărat și ceva. Cred că ți va plăcea. Mie? Dar de ce? Îmi pare rău, Tatiana, dar sunt sigură că ceea ce ai adus cu tine nu este potrivit pentru un restaurant. Acolo te vei prezenta într-o lumină nu tocmai bună. În plus, cred că dacă totul va merge bine, vei cunoaște un bărbat și, dacă îi vei plăcea, te va angaja. Vroiam să te întreb cum te raportezi la bărbații mai în vârstă. Normal. Înainte de plecare, l-am sedus pe șeful meu. S-a îndrăgostit atât de tare de mine, încât a chiar a depus cerere de divorț de soția lui, iar eu l-am părăsit și am plecat. Așa că văd că ești o adevărată aventurieră. Atunci totul e perfect hai să te îmbraci și să mergem. Tatiana se uita în oglindă și nu se mai recunoștea. Nu se văzuse niciodată atât de frumoasă. Inga i-a cumpărat o rochie de culoare albastru deschis, care îi se potrivea perfect ochilor ei. Rochia era lungă și părea, cumva, puritană, dar nu era așa. Avea un decolteu foarte mare pe lateral, iar când Tatiana mergea, se vedea piciorul ei subțire aproape în întregime, iar spatele era suficient de decoltat. Ascultă, dar cum ți se potrivește rochia asta? E pur și simplu minunată. Am avut-o în minte de când te-am văzut. Bine, să mergem, să nu întârziem. Ascultă-mă cu atenție. Mergem la un restaurant, unde va fi iubitul meu cu prietenul lui. El este un om de afaceri, foarte bogat, așa că, dacă îi vei plăcea, îți va ajuta să găsești un loc de muncă, iar apoi totul depinde de tine. Din câte știu, el este singur. Așa că ai șanse să fii alături de el. Dacă îl pierzi, îți asumi riscul. Am făcut tot ce am putut pentru tine, înțelegi. Tatiana a dat din cap. A oftat, cum se spune, de pe o navă pe o altă navă. Și acum totul depinde doar de ea, dar ea nu-și va lăsa șansa să treacă la intrarea în restaurant, ea a rămas chiar uluită. Nu văzuse niciodată atâta lux. Totul strigă că acolo pot fi doar oameni bocați, iar ea nu ar fi avut destui bani nici măcar pentru o ceașcă de cafea. Desigur, poate că ar fi avut, dar în orice caz, așa i s-a părut. Au mers la masa unde stăteau deja doi bărbați. Unul era un brunet bronzat, care s-a ridicat și a sărutat-o pe Inga pe obraz. Tatiana a înțeles că acesta este iubitul ei. Celălalt era un blond plăcut de vreo 50 de ani, dar în formă fizică excelentă. Tatiana nu se uita niciodată la astfel de bărbați în sat. Pentru ea toți erau bătrâni și chiar așa arătau, dar acesta era plăcut. Așa că a zâmbit și s-a salutat. Iată că a venit și Tatiana. Ea este fiica prietenei mele. A venit în oraș pentru că într-un sat nu are ce face o frumusețe ca ea. Prietena mi a rugat să am grijă de ea și să-i găsesc un loc de muncă. Ei bine, astăzi nu am vrut să o las singură acasă și, în plus, suntem foarte înfometați. Tatiana, a făcut cunoștință, acesta este Maxim, iar acesta este Ignat. Mă bucur, a spus Tatiana, stânjenită, și a simțit cum pe obrajii ei îi apare un roșiață. Ai făcut bine că ai venit la oraș, Tatiana. O frumusețe ca tine nu are ce face într-un sat, a spus Maxim și i-a aruncat o privire complice. Al doilea bărbat, Ignat, a tăcut. El o privea pe Tatiana și, dintr-un motiv necunoscut, ea se simțea inconfortabilă sub acest priviri. Maxim, nu poți să-i găsești un loc de muncă Tatianei. Ea este o fată independentă. Are și studii. Maxim a dat din cap și a privit spre Ignat. Tu însuți ai spus recent că ai nevoie de un secretar. Cred că nu vei găsi o candidată mai bună, nu crezi. Ignat a continuat să tacă și să o privească pe Tatiana. Bine, vom discuta despre asta mai târziu, a continuat Maxim. Iar acum să mâncăm pentru că, nu știu voi, dar eu sunt înfometat la masă au comandat atât de multe feluri de mâncare, încât Tatiana a rămas cu gura căscată, dar și-a luat în mâini și s-a calmat, începând să se simtă mai confortabil. Tatiana, mănânci foarte puțin. Nu-ți place ceva? A întrebat Ignat, văzând-o cum se joacă cu furculița în farfurie. Totul este foarte gustos, pur și simplu sunt să sătulă. Dar tu nu ai atins mâncarea aproape deloc, Probabil că este din cauza impresiilor. M-am săturat cu ochii. Cum așa? Doar privesc la toată această splendoare și nu mai vine să mănânc. Toți de la masă au râs, atmosfera s-a relaxat puțin, iar Inga o privea aprobator, ca și cum i-ar fi spus că face totul bine. Și Tatiana a început să se simtă mai bine. Ignat nu o mai privea atât de insistent. În ochii lui vedea o zâmbetă, iar ei era plăcut de sticla de șampanie pe care o băuse. Puțin îi dădea pe din afară și de aceea a decis să nu mai bea, ca să nu strice totul. Când în sfârșit cina s-a terminat, Tatiana a oftat mai ușurat. Abia acum a realizat cât de tensionată a fost toată acea vreme. Ignat a oferit să o ducă acasă și Inga i-a dat cheile de la apartamentul ei. Nu mă aștepta și probabil că voi fi târziu, i-a zâmbit ea. Dar cel mai important, nu pierde timpul. Ține minte că trebuie să faci tot posibilul ca Ignat să te angajeze. Tatiana a dat din cap. Și ea tea seama că aceasta este viitorul ei. Este exact ceea ce a visat mereu. Dacă Ignat o angajează, atunci jumătate din treabă este făcută. Iar apoi ea va face tot posibilul să-i atragă atenția, pentru că în restaurant nu a înțeles dacă este interesat de ea sau nu. În mașină au mers în tăcere. El se gândea la ceva, iar ea se temea să nu spună ceva greșit. Când au ajuns, el s-a întors spre Tatiana și a spus, ei bine, Tatiana, ești acasă. Mâine te aștept la mine la birou. Vino la ora nouă. Eu voi termina cu treaba până atunci. Am doar o întâlnire importantă, așa că voi fi puțin ocupat. Inga ți va da adresa și te rog să nu întârzi. Tatiana a dat din cap. Nu știa ce altceva să spună pentru a nu părea proastă. Dar noapte bună, te aștept mâine. Ea a coborât din mașină, iar el a plecat. Ea a mai privit mult timp în direcția aceea, iar inima ei bătea cu putere, bucurându-se că primul pas a fost făcut și acum totul depinde de ea. Inga a venit la ora 5 dimineața. S-a apropiat de Tatiana și a trezit-o. Dar spune-mi, cum a fost, ce ți-a spus? Tatiana, somnoroasă, la început nici nu a înțeles despre ce vorbește Inga. Deșteaptă-te că cum poți dormi când viitorul tău se decide. Spune, ce ți-a spus? Cine a spus? Ignat, doamne, tu mă întrebi despre el. Am înțeles. A zis să vii mâine la el la birou la ora nouă, să nu întârzi mai zicea că Inga îți va explica cum să ajungi. Eu însă mi te voi duce, fată. Nu ești rea, ba chiar se poate spune că ești fica vitrega prietenei mele, așa că te voi ajuta. Știu cum e să fii singură într-un oraș necunoscut. Inga, nu ești localnică. Nu, desigur, sunt din sat, care se află la 100 de kilometri de oraș. Am venit aici să mă înscriu la facultate. Așa ne-am cunoscut cu Galina, ne-am împrietenit. Adevărul este că ea s-a întors totuși acasă, dar asta e treaba ei, iar eu am rămas aici. Bine, dormi. Mâine te voi trezi mai devreme, pentru că trebuie să ne gândim la ținutata. Ce ai adus cu tine nu e bun de nimic. Se vede imediat că ești din sat, iar cu fața și figura ta, nu poți să mergi așa îmbrăcată. Îmi voi da seama de ceva, nu te îngrijora e bine că avem aproape aceeași siluetă, așa că sigur îți va veni ceva din hainele mele. Dimineața de vreme, Tatiana se învârtea deja în fața oglinzii. I-a plăcut costumul de pantaloni, era alb și îi stătea perfect. Ai dreptate, e exact ce trebuie. Mai ales că Ignat nu suportă fetele vulgare, așa că poartă-te și mai departe atât de cuminte cum te-ai purtat ieri la restaurant. Am văzut că i-a plăcut foarte mult. E un bărbat foarte serios, iar ieri m-am temut foarte tare că pot să-l strici totul, dar ai fost tare, și mi-a plăcut și că ai băut puțin, lui nu-i place când femeia consumă băuturi alcoolice. Dacă ar fi fost ceva în neregulă, nu te-ar fi dus acasă, te-ar fi pus într-un taxi, sau și mai rău, ar fi încetat să te mai bage în seamă. Dacă ți-aș fi spus sincer, prima mea țintă era Ignat, dar din păcate, nu sunt în gustul lui, așa că m-am întâlnit cu Maxim. Este adevărat că este căsătorit, dar asta nu ne împiedică. Mi-a cumpărat acest apartament și mă întreține complet. Tu ai avut mai mult noroc. Ignat este divorțat, dar nu are copii, așa că poți lua cu încredere inițiativa în mâinile tale. Ceea ce este important este să nu te grăbești. Bărbatul a fost deja căsătorit, dar s-a despărțit, ceea ce înseamnă că a învățat din experiența amară, așa că nu-i arăta că ești interesată de el. Fă pe tine că ți-e doar de lucru. După ce te angajezi, fă tot posibilul să-i dovedești asta, lasă-l să facă el primii pași în direcția ta. Știu acest tip de bărbați, le place să cucerească femeile, nu invers. În plus, este bogat și înțelege perfect ce are nevoie o femeie este obișnuit să-i alerge femeile în mulțimi, așa că ai o concurență mare. Tatiana asculta și aproba. A înțeles totul. Va fi o fetiță cu minte, care doar visează să se angajeze în oraș. Iar dacă îi povestești o poveste lacrimogenă, că tatăl tău te-a abandonat pe tine și pe mama ta, că a fost greu, mama a început să bea, de exemplu, și acum locuiește și cu un alt bărbat care a început să te molesteze. Așa că nu ai mai suportat, ai strâns lucrurile și ai venit la mine. Inga, iar dacă totul va merge bine și el va vrea să se întâlnească cu mama mea, atunci tu să faci tot posibilul să nu vrea, asta depinde de tine. Bine, am înțeles totul. În plus, eu chiar nu am nicio legătură cu mama mea, nu am nici dragoste, nici respect pentru ea. Ea însă și este de vină pentru tot, Galina este de o sută de ori mai bună pentru ea și tatăl meu. Iată, vezi, de fapt, nu va trebui să minți. Bine, să mergem, să bem o cafea și să te duc. Tatiana la început nici măcar nu a înțeles că această clădire uriașă aparține în întregime lui Ignat. Ea credea că astfel de clădiri nu pot aparține unei singure persoane. El este foarte bogat. Adevărul este că încearcă să nu arate asta, așa că dacă prinzi această pește în plasa ta, consideră că ai câștigat la loterie. Tatiana deja și a înțelegea perfect asta. Dacă va face totul corect, în fața ei se vor deschide oportunități despre care nici măcar nu îndrăznea să viseze. Iar mie îmi place la tine că nu ești obsedat de vârstă, dar și faptul că el este mult mai în vârstă decât tine. În astfel de momente, trebuie să fii mai vicleană. De exemplu, eu am găsit o soluție pentru mine, pentru că sunt încă tânără, așa că am un bărbat pe lângă, Desigur, ca Maxim să nu știe despre asta. Îți spun asta pentru că știu că nu vei spune nimănui despre iubitul tău. Nu-l aduc acasă, el nici măcar nu știe unde locuiesc, și îmi sună pe al doilea telefon. Despre care Maxim nu știe și totul este perfect. Adevărul este că iubitul meu în ultima vreme a devenit prea insistent, chiar mi-a făcut o propunere. Iar tu ce? Am refuzat, desigur, și cred că, cel mai probabil, voi găsi pe altcineva. Nu mai am nevoie de el, poate să strice totul. Dar tu fugi, mult noroc, aștept vești bune. Tatiana a dat din cap, a ieșit din mașină, și a tras jachetă și, legându-și frumos șoldurile, s-a îndreptat spre clădire. Ignat o aștepta deja, a fost plăcut surprins când a văzut-o pe Tatiana într-un costum frumos. Se aștepta să vină în fustă mini, pentru a-l interesa cu farmecele ei. El a observat deja ieri că are o siluetă foarte frumoasă, dar din nou s-a înșelat. Ieri a observat-o și nu putea înțelege dacă vede în fața lui o creatură nevinovată sau sunt din nou trucuri feminine. El deja s-a obișnuit atât de tare că toate femelele vor să-l tărască în pat. Și apoi, desigur, să-i prezinte drepturile lor. Acest lucru nu-i convenea, îi era de ajuns soția sa, care l-a cucerit în același mod. Au trăit împreună nu mult, i-a ajuns. Era o proastă isterică, care nu-i convenea că el era mereu la serviciu. Se străduia să-i facă crize de nervi cât mai des, crezând că astfel va atrage atenția asupra ei a înțeles că a greșit în privința ei și a dat imediat în divorț, a decis că nu se va mai căsători niciodată, avea un business, nu era lipsă de femei în bani. Ce altceva mai trebuie? Copii. Nu voia copii, cel puțin nu de la femeile care îi se întâlneau în cale. Era deja obișnuit ca femeile să-i schimbe ca pe mănuși, uneori chiar părea că sunt toate la fel. Până când nu a văzut-o pe Tatiana ieri, ea i-a plăcut imediat, dar era îngrijorat că a venit împreună cu Inga, pe care o antipa. Știa că este din rasa prădătorilor, aleargă după bărbați bogați pentru a-și băga mâna în buzunar. Cu el nu a avut succes, așa că s-ar orientat către Maxim. Și iată că ieri aduce cu ea o fată minunată. Ignat chiar a fost dezamăgit, înțelegând ce va începe acum, dar Tatiana l-a surprins. Iată cea dacă era întrebată, răspundea calm, fără să ascundă nimic. El vedea sinceritatea ei în plus, avea un simț al umorului excelent, ceea ce îi plăcea foarte mult, iar ceea ce l-a lovit a fost că nu se cocheta deloc cu el și în general nici măcar nu-l privea prea mult. Singura dată când s-a interesat puțin de el a fost când au vorbit despre muncă chiar și când o ducea acasă, iată tăcea, el credea că o va invita acasă la o ceașcă de cafea, dar nu a fost așa, și chiar și acum era îmbrăcată strict. Dar în același timp atât de frumoasă, încât nu-și putea lua ochii de la ea. Așezați-vă, Tatiana! Sunteți punctuală! Ce veți bea, ceai sau cafea? Nu, mulțumesc, nu vreau nimic. Bine, atunci să vorbim despre sarcinile dumneavoastră vă voi spune ce trebuie să faceți și ce nu, iar apoi veți decide dacă rămâneți la mine sau veți căuta un alt loc de muncă. Sunt un șef strict. Tatiana asculta în tăcere, doar din când în când dădea din cap. O privea pe Ignat și înțelegea că a dat peste un nuc tare și că, cel mai probabil, va fi dificil să-l cucerească, dar nu avea de gând să-l piardă, înțelegând că viața i-a dat o șansă și că, cel mai probabil, nu va mai exista niciodată așa ceva. Așadar, ea va merge încet, dar sigur spre obiectivul ei, și nimic nu o va împiedica. Tatiana, cum stau lucrurile cu locuirea dumneavoastră? Nimic, locuiesc la Inga, ea mi-a permis să stau la ea până când mă obișnuiesc puțin și nu-mi găsesc o cameră. Adică stați temporar la ea. Desigur, am stat la ea doar pentru o vreme, până mă acomodez puțin. Și dacă te ajut cu locuirea, nu vei refuza. Tatiana a vrut să se bucure, înțelegând deja că, cel mai probabil, Ignat a fost prins de ea, dar apoi a avut timp să se gândească. Îmi pare rău, Ignat Vladimirovici, dar nu înțeleg de ce ar trebui să mă ajuți cu locuirea. Mă descurc singură și nu am nevoie de ajutor în această chestiune. În plus, nu vreau să-ți fiu dator. Sunt deja foarte recunoscătoare pentru faptul că mi-ați oferit un loc de muncă, dar de acum încolo mă voi descurca singură. Ignat a fost mulțumit, Tatiana s-a comportat așa cum a vrut el. Adevărul este că nu era vorba doar de o verificare lângă birou, el cumpărase de mult o garsonieră care stătea goală și în tot acest timp i s-a dorit o singură dată ca cineva să locuiască acolo, și anume Tatiana. Tatiana a înțeles greșit. Nu ești încă obișnuită cu orașul, nu înțelegi ce înseamnă să închiriezi o locuință în zilele noastre. Permite-mi să explic puțin, în centrul orașului, o garsonieră costă o avere, nu ți-o poți permite. Să fiu sincer, vei avea un salariu bun, dar tot așa o astfel de garsonieră va fi foarte scumpă pentru tine. Poți închiria o garsonieră mai ieftină doar de parte de centru, dar va fi greu să ajungi. Pentru astfel de cazuri, avem o garsonieră de la birou. Pentru angajații noștri, înțelegeți, situațiile sunt diferite, așa că este utilă. Trăiește acolo pentru moment, iar mai departe. Dacă ești sigură că vrei altceva sau, de exemplu, vei găsi o locuință la îndemână, nu departe de muncă, atunci, te rog, poți face după cum dorești. Îmi pare rău, Ignat Vladimirovici, că te-am înțeles greșit. Atunci sunt bucuroasă să locuiesc acolo pentru moment. În plus, înțeleg că trebuie să plec de la Inga cât mai curând posibil, ea nu-mi datorează nimic așa că nu vreau să abuzez de ospitalitatea ei. Păi și e minunat. Atunci seara ți voi arăta garsonieră și ți voi da cheile, iar mai mult poți muta lucrurile acolo când îți va fi convenabil. Tatiana era mulțumită, nu a avut timp să vină, iar ea a găsit și un loc de muncă și o garsonieră. Ca prin magie. Ea înțelegea că, desigur, toate acestea sunt datorită ingăi și galinei, care a făcut bine că a trimis-o la ea. Iar ea i-a spus atunci că Inga o va ajuta cu siguranță. În seara aceea, Ignat Vladimirovici a mers împreună cu ea la garsonieră. Se afla într-adevăr foarte aproape. Au mers puțin pe jos, apoi au trecut pe cealaltă parte a străzii și au intrat în intrare. Au urcat la etajul 4 și Ignat a deschis ușa. Dacă Tatiana i s-a părut că apartamentul Inga era frumos, atunci acesta a șocat-o pur și simplu. Totul era ales la culoare, nimic în plus, iar ea a înțeles imediat că pentru aceste reparații și design s-au plătit bani considerabili. Iată, Tatiana, cheile, așa că acum această garsonieră este a ta, așează-te, sper că ți va plăcea aici. Ignat Vladimirovici, ce ziceți? Dar este chiar foarte frumos, cui nu i-ar plăcea, iar pentru mine este ca și cum aș fi ajuns într-un alt univers, înțelegeți, eu sunt din sat, la noi chiar și la cei mai bogați nu era așa. Mă bucur că vă place și îmi place, Tatiana, că nu vă rușinați de faptul că sunteți o provincială, este minunat. La noi femeile, din potrivă, încearcă să-și ascundă acest lucru, deci nu înțeleg că este stupid, căci oricum se vede dacă ești localnic sau nu. Nici eu nu am înțeles niciodată asta, dar se pare, ei urmăresc un anumit scop. Și, dacă sincer, eu încă nu pot să cred că mi se întâmplă așa ceva. Mă gândeam că va fi greu pentru mine și deja eram pregătită moral pentru asta. Da, Tatiana, viața este o chestie imprevizibilă. Ignat a privit la ceas. Aici vă uitați. Dar eu trebuie să plec, am o întâlnire foarte importantă a plecat iar Tatiana a rămas în garsonieră, reținându-se să nu sară de bucurie. Nu visase niciodată la așa ceva. Era minunat. A inspectat camerele și a fost încântată, în special de dormitorul ei. Da, s-a gândit deja că este al ei. Era atât de luxoasă, iar ce dulap era acolo? Nu chiar un dulap, ci o întreagă cameră în care își putea găța calm hainele și pune pantofii. Și bucătăria a fost de asemenea uimitoare, era multifuncțională. După ce a văzut totul și a făcut notițe despre ce trebuia să cumpere în primul rând pentru a se simți ca o stăpână aici, Tatiana a plecat acasă. Inga o aștepta deja, ardea de nerăbdare să afle cum a decurs totul. În general m-au angajat, acum voi lucra ca secretară la Ignat Vladimirovici am înțeles esența muncii, m-am antrenat puțin azi, așa că mâine va merge ca pe roate. Cred că nu va regreta că m-a angajat. Mai suportăm mă încă câteva zile, iar în sâmbătă voi muta lucrurile. Inga a oftat uimită. Nu, nu la mine. Mi-a dat o garsonieră, a spus că aparține companiei sale ca o garsonieră de oaspeți. Acum voi locui acolo pentru moment, iar mai departe vom vedea la o garsonieră de oaspeți. Nu, nu este așa, este locuința lui. Maxim mi-a spus că Ignat are o garsonieră lângă serviciu, când este foarte obosit și nu vrea să meargă acasă. Iar el unde locuiește atunci? La țară, nu departe. Ai vedea casa lui, ai nebuni. Maxim nu este la fel de bogat ca Ignat, ei sunt parteneri, deși din câte știu, Maxim ar vrea să lucreze doar cu Ignat dar acesta nu-l lasă la el, face totul singur. Este corect, așa cum se spune, crede, dar verifică. Ei bine, ce să-ți spun, Tatiana, lucrurile nu stau chiar atât de rău. Ignata a căzut la tine. Cel mai important lucru este să nu te grăbești și să nu crezi că, dacă ți-a dat apartamentul său, atunci totul este în regulă. Ai încă de parcurs o cale lungă până la el, așa că ai răbdare. Nu mă grăbesc nicăieri. Am totul bine. Cel mai important lucru este că am un loc de muncă și un loc de trai, iar restul voi obține cu timpul. Apropo, te invit la cumpărături în duminică, am puțin bani. În plus, Ignat a spus că înțelege că tocmai am sosit și a promis să-mi dea un avans. Așa că, înțelegi, trebuie să-mi cumpăr câteva lucruri, iar cine să mă ajute în asta dacă nu tu? Desigur, te voi ajuta. Îți vom acumula atât de multe lucruri încât bărbații vor începe să se usuce după tine. Iar acum să mergem la cină, am comandat mâncare din restaurant și a fost adusă literalmente în urmă cu cinci minute. Hai să mergem la cină și să-mi spui în detaliu cum te-a privit și ce a spus. Au vorbit foarte mult. Tatiana i-a povestit toate detaliile, iar Inga a confirmat din nou că Tatiana îi place lui Ignat. Trebuie să fii atentă, pentru că el nu are încredere în femei. A avut o soție proastă și nu vrea să se căsătorească a doua oară. Da, am înțeles deja. El este foarte prudent. Văd întotdeauna în ochii lui o anumită neîncredere, dar știu că este temporar. Am deja o tactică despre cum să acționez și mă voi ține de ea. În plus, vezi singură că dă roade. Sfârșitul săptămânii de lucru se apropia. Era seara de vineri, și Tatiana a intrat în biroul lui Ignat pentru a-i lăsa documente pentru semnare. Tatiana, încă nu ai plecat. Nu, nu plec până nu termin totul. Am două zile libere înainte, așa că am timp să mă odihnesc. Ați primit avansul astăzi? Da, mulțumesc mult. Duminică merg la cumpărături, pentru că trebuie să cumpăr multe. Cum te-ai descurcat în apartament? Până acum, nimic. Mâine mut lucrurile, dar duminică merg să cumpăr tot ce este necesar. Bine, deci weekendul tău este planificat. Dar dacă ai nevoie de ceva, pot redistribui timpul în alt mod, mai ales dacă este vorba de muncă. Iar dacă nu este vorba de muncă? Tatiana se uita nedumerită la Ignat, încercând să înțeleagă ce vrea să spună. Tatiana, ce părere ai să te invit la restaurant? Îmi pare rău, Ignat Vladimirovici, dar cred că nu ar trebui să facem asta. Sunteți șeful meu, iar eu sunt angajată dumneavoastră. Este cumva greșit. În plus, v-am spus deja că nu vreau să fiu obligată. Aveți dreptate, Tatiana, am spus ceva greșit. Bine, să aveți un sfârșit de săptămână plăcut. Tatiana a înțeles că conversația s-a încheiat și a ieșit din birou. Nu putea înțelege dacă a făcut bine că nu a acceptat să meargă la restaurant. Dar dacă l-am supărat cu asta, se gândea ea, iar dacă după asta nu mă va mai invita niciodată și, în general, va înceta să mă acorde atenție. Ajuns acasă, ea i-a raportat totul lingăi. Tatiana, am multă gândit la asta și îți spun că ai făcut totul corect. I-am spus că tu mi-ai spus că el este unul dintre acei bărbați care trebuie să se lupte pentru o femeie, iar faptul că ți-a spus așa, rece, este pentru că el însuși este în șoc că l-ai refuzat. Crezi? Da, sunt sigură de asta. Condute cu el în continuare așa cum ai făcut până acum. Vezi, în curând va fi la picioarele tale. În sâmbătă, Tatiana și-a strâns lucrurile și Inga a dus-o la apartament. Când a intrat acolo, chiar și Inga a fost ușor uluită. Da, prietenă, ai noroc. Vei locui în niște palate, și încă în centru și la îndemână de muncă. Dar ce să sărbătorim mutarea ta? Dar cum? În plus, cred că vei rămâne la mine să dormi astăzi. Îți amintești că mâine avem shopping. Desigur, voi rămâne. În plus, înțelegi, sâmbăta și duminica, Maxim este cu familia lui, iar eu de obicei mă plictisesc acasă, dar nu întotdeauna, desigur, mai des mă întâlnesc cu iubitul meu, dar și el nu este în acest moment. Te-ai despărțit de el? Da, a devenit prea insistent, trebuie să-mi găsesc pe altcineva. Au comandat mâncare, au deschis vinul pe care l-au cumpărat pe drum. Inga, tu, în general, cum te raportezi la Maxim? Îl iubești? Tu ce, nu. Desigur, de ce mi-ar trebui? În plus, căsătorit. Mi-a spus imediat că nu va pleca de la soție și dragostea mea pentru asta s-a terminat. Pur și simplu mi este convenabil cu el, mă asigură. Mi-a cumpărat un apartament, o mașină, de mereu bani. Ce altceva mai trebuie? Căsătorit. Nu vreau încă, iar dacă vreau dragoste, atunci vezi că pe partea laterală este multă. Așa că trăiesc grozav și nu regret nimic. Iar ție îți place Ignat. Nu, pentru mine este prea bătrân, parcă, deși arată grozav, dar am o altă țintă, vreau să devin soția lui, ca să fie toate acestea ale mele, înțelegi, iar dacă îi voi naște un copil, atunci el deloc nu va pleca de la mine, va face totul, iar pe partea dragostei ai dreptate, multă, îmi voi face un iubit frumos, așa zisul pentru suflet și mă voi distra cu el până nu mă plictisesc. Știi, Tatiana, iar tu nu ești așa de simplă cum pare la prima vedere. De fapt, nu m-am înșelat în tine, ești bravo. Îmi dau seama deja că totul va fi bine pentru tine. A doua zi au făcut cumpărături, chiar fără să bănuiască că sunt urmăriți. În seara de sâmbătă, Ignat a realizat că vrea să o vadă pe Tatiana, dar cum să o facă? La urma urmei, ea a refuzat să meargă cu el la restaurant. Asta nu i se mai întâmplase niciodată. Nici măcar nu a înțeles ce s-a întâmplat, dar acum nu-și găsește locul, pentru că vrea să o vadă doar pe ea. El nici măcar nu știa când Tatiana i-a ocupat atât de repede inima. Acum toate gândurile lui erau doar despre ea, el nici măcar nu înțelegea ce este, dar o voia să o vadă în permanență. Și a decis să meargă la apartamentul ei, să vadă ce va face în weekend și cum se va comporta. Ce ar fi dacă are un iubit și pur și simplu nu-i spune, dar de ce i-ar trebui să știe? Ea i-a dat clar să înțeleagă că nu vrea să depindă de el. Asta înseamnă că are cu siguranță pe cineva. A înțeles că Inga a dormit la Tatiana, s-a încruntat pentru că nu-i putea suporta prezența, dar apoi s-a înmuiat. Cel mai probabil, după ce au mutat lucrurile, au sărbătorit mutarea ei și Inga a rămas să doarmă la ea. A mers după ele și a înțeles când s-a oprit lângă un centru comercial imens unde se vindeau haine de marcă. Așa că, de fapt, au mers să facă cumpărături, așa cum i-a spus Tatiana. A ieșit din mașină și a mers cu grijă după ele, urmărindu-le prin vitrinele din sticlă, zâmbind sincerității ei, veseliei și, desigur, frumuseții ei. Orice ar purta, totul îi se potrivea perfect cum ar vrea să stea lângă ea și să-i cumpere tot ce își dorește. De mult nu i se întâmplase așa ceva și nu înțelegea ce se întâmplă cu el. Au mers prin magazine mult timp, chiar s-au obosit. Apoi, când și ele au simțit oboseala, au intrat într-un cafenea și au comandat mâncare. Nu a mai rezistat și a decis să se apropie de ele. I se părea vital să salute și să vorbească puțin cu Tatiana. Ochii Inga i s-au lărgit când a văzut în ușa cafenelei pe Ignat. Bună, fete, v-am văzut aici și m-am gândit să vin să vă salut. Inga, tu cu Maxim. Nu, Ignat, știi că astăzi este ziua lui de familie. Am venit cu Tatiana, am vrut să facem niște cumpărături. Acum suntem obosiți și am vrut să mâncăm ceva. Iar tu? Ignat a vrut să spună că este singur, dar apoi, privind-o pe Tatiana, care avea o expresie complet indiferentă pe față, s-a răzgândit. Cu o cunoștință, a vrut și ea să se plimbe puțin prin magazine. Nu am putut să-i refuz. Bine, poftă bună, iar eu mă duc să o caut pe Anita, căci se va îmbolnăvi dacă va vedea toate astea. A ieșit încercând să nu se uite înapoi. Era mulțumit pentru că a văzut că Tatiana a părut neplăcut surprinsă când a auzit că el nu este singur. Sau poate că i s-a părut, poate că și-a dorit să-i fie neplăcut. Poate că este neplăcut în general că s-a apropiat de ele. Au plecat una după alta. El a înțeles că trebuie să facă ceva în privința asta. Se pare că are pe cineva. A întrebat Tatiana după ce Ignat a plecat. Păi, el e bărbat, iar tu cum ai crezut? Oh, și invidiez eu fata aceea care face cumpărături cu el acum, ce are o grămadă de bani și nu e zgârcit. Tatiana s-a prins că nu-i place să audă că Ignat are pe cineva, adică nu-i plăcea deloc. Nu știa ce să facă mai departe. Dar de ce ești așa supărată? Tu ce crezi? Că un astfel de bărbat ar fi singur. Nu, nici când. Cred că fiecare a doua femeie vrea să fie cu el, pentru că înțelege că pentru ea e ca și cum ar câștiga la loterie. Și ce să fac? Continuă să faci ce ai planificat. Nu te grăbi, amintește-ți că graba strică treaba, ai înțeles? Deja în săptămâna următoare, Tatiana a mers cu Ignat la restaurant. El a invitat-o din nou și ea nu a putut să refuze. A înțeles că trebuie să-i arate șefului ei că îi place puțin, dar că nu va permite nimic mai mult. Tatiana, spunem despre familia ta. Tatiana se pregătea să povestească că în familia ei nu era nimic remarcabil, dar apoi și-a amintit de sfaturile ingăi. Îmi pare rău să-ți amintesc de asta, dar dacă vreți, vă pot spune. Tatăl meu a plecat la alta, pentru că cu mama era pur și simplu imposibil să trăiești. I-a scandalizat tot timpul și mi se părea că asta nu se va termina niciodată. Se pare că nu numai mie mi se părea așa, ci și tatălui meu. Când a întâlnit-o pe Galina, s-a îndrăgostit de ea și a divorțat imediat. Mama nu m-a lăsat să plec, așa că a trebuit să rămân să locuiesc cu ea. Ea a început să bea, apoi au început să apară bărbați pe lângă ea. Iar eu trebuia să suport toate astea. Uneori nu mai rezistam, începea un scandal și întotdeauna eu rămâneam de vină. Și apoi nu am mai rezistat, am strâns lucrurile și am plecat în oraș. Iată, cam asta e toată povestea. E groaznic când părinții beau, mai ales dacă mama. Ați dreptate, Ignat, e pur și simplu insuportabil. Tatiana, propun să trecem pe tu. Dar e cumva ciudat, Ignat Vladimirovici, cred că ar fi greșit. Bine, atunci la serviciu ne adresăm cu dumneavoastră, dar când suntem singuri, atunci pe tu. Iată, practic, de ziua aceea au început să se întâlnească. Ignat nu mai putea fără Tatiana și, după o lună, a decis să-i facă o cerere în căsătorie. Se temea atât de mult să nu o piardă. Mai ales că vedea cât de mult o plac și alți bărbați. În plus, el înțelegea că nu are dreptul să-i fie gelos și că, dacă chiar îi spunea despre asta, ea ar răspunde că nu are nimic de a face cu asta. Iar dacă ea va deveni soția lui, atunci nu va mai lucra pentru el, va sta acasă. Așa că i-a fost mai liniștit. Când a decis asta, a mers singur la magazinul de bijuterii și a cumpărat un inel pentru ea. A decis să o invite la restaurant și să-i spună totul acolo. Nu avea de gând să arunce inelul în paharul cu șampanie sau să-l ascundă în tort. Pur și simplu i-ar da cutia și i-ar spune că vrea să fie soția lui. Tatiana simțea că această plimbare la restaurant nu era întâmplătoare. Ignat chiar a lăsat-o mai devreme, i-a spus să se pregătească. I-a sunat-o pe inga și i-a spus totul. Cred că el este hotărât, așa că cred că pur și simplu vrea să-ți facă o cerere în căsătorie. Și, Tatiana, te felicit! Ai reușit, important este să nu uiti să mă inviți la nuntă." Tatiana i s-a părut că Inga nu era fericită pentru ea, ci mai degrabă invidia faptul că totul nu era la fel ca la ea. În restaurant, Ignat a durat mult să se hotărască și Tatiana a început să-și piardă răbdarea, deci nu i-a arătat asta. Dar în cele din urmă, a scos cutia minunată din buzunar, a deschis-o și a spus cuvintele acelea de neuitat. Tatiana, vei ieși în căsătorie cu mine." Acum Tatiana locuia într-o casă de la țară, era un adevărat palat. În plus, acolo avea și personal, la care nu se putea obișnui o vreme. A înțeles că, în sfârșit, visul ei se împlinise. Avea o mașină, o carte de credit fără limită. Își putea permite absolut orice. O vreme, nici măcar nu putea crede în toate acestea, se bucura de fericirea bogăției, așa cum o numea ea după luna de miere, când Ignat a revenit la afacerile sale, iar ea a rămas singură toată această vreme. După amiaza, i s-a făcut foarte plictisitor și a decis să o sune pe Inga pentru a o convinge să se întâlnească și să vorbească puțin. Ce faci, dar cum ești? Tatiana a simțit că ceva nu este în regulă. Inga, ce s-a întâmplat? Ești supărată de ceva? Desigur, sunt supărată, pentru că Maxim m-a lăsat, înțelegi, m-a părăsit nu este un telefon, acum vin la tine și îmi vei spune totul. Tatiana nu o mai văzuse niciodată așa pe Inga. Era neîngrijită și, se pare, a băut în aceste zile. Sub ochi avea cercuri groaznice și mirosea corespunzător. Prietenă, când ai făcut baie? Ce diferență face, mi-e rău și nu vreau nimic. Așa că nu spune prostii, fuci să faci un duș, iar eu în timp ce îți voi face cafea, nu există nimic de ce să te superi. Cred că vom găsi o soluție. După ce Inga a pus în sfârșit ordine, au băut cafea și Tatiana a aflat ce s-a întâmplat. Imaginează-ți, Matei m-a invitat la natură, a spus că vor fi și prietenii lui și că ne vom relaxa puțin. În plus, nu mai ieșisem împreună de mult timp. Și am acceptat, cine ar fi putut crede că va fi și Maxim, îți imaginezi că a fost acolo se pare că Matei nu este atât de simplu pe cât mi se părea. Toată această perioadă. Eu de fapt credeam că lucrează doar la o firmă, gen adumi asta, adumi cealaltă, și nu se vedea că are bani, mașina lui nu era de lux și era îmbrăcat simplu. Nici nu mi-a trecut prin gând că Maxim este prietenul lui. Și ce s-a întâmplat mai departe? Am ajuns primii, am început să facem foc, să punem grătar. Dar tu înțelegi, ce se face de obicei la natură. Apoi au început să vină prietenii lui, dar nu i-am văzut pe niciunul în unul dată și dintr-o dată văd o mașină cunoscută. M-am și înfiorat și ce crezi. Iese Max cu soția lui. Vreau să menționez că ea este foarte frumoasă. Și atunci am înțeles imediat că e sfârșitul, el m-a văzut și el, a palit, nu înțelegea ce fac eu acolo. Iar aici Matei mă îmbrățișează și spune: Îți amintești, Maxim, ți-am povestit despre prietena mea. Uite, să te cunoști, asta e inga. Și ce s-a întâmplat mai departe? Și ce s-a întâmplat mai departe? Maxim a zâmbit politicos, a spus că este foarte bucuros că prietenul lui are o fată atât de frumoasă. Asta e tot. În ziua aceea, el nu a mai vorbit cu mine. De fapt, a făcut pe mine că nu exist, dar eu m-am gândit că bine, s-a supărat, apoi, când se va răcori, îi voi explica totul, îi voi spune că el a înțeles totul greșit și așa mai departe, dar el mi-a sunat a doua zi și a spus că între noi este totul terminat și a închis telefonul. Nu mi-a dat nimic să-i explic, iar când am încercat să-l sun înapoi, am înțeles că el m-a blocat peste tot. Ce să fac acum? Tatiana, nu știu. Bine, Matei, ce? Și ce-ți pasă? Matei s-a dovedit, de asemenea, a nu fi atât de simplu, în plus, pe cât am înțeles, el nu este căsătorit. Se pare că Maxim i-a povestit totul despre mine, pentru că și el m-a blocat. Tatiana a liniștit-o pe prietena ei cât a putut și a plecat acasă. A înțeles că nu o poate ajuta cu nimic. Desigur, Ignat era deja înștiințat de tot, iar dacă ea va începe să vorbească despre ea, el nici măcar nu va vorbi cu ea. Prin urmare, la sosirea acasă, i-a scos telefonul și a blocat-o și pe ea. După un an de căsnicie cu Ignat, Tatiana a realizat că a început să se plictisească. Soțul ei nu-i plăcea. În plus, acesta nu era deloc tipul ei de bărbați, așa că a înțeles că are nevoie urgent de un amant. Ea știa că, după povestea cu Inga, soțul ei o urmărise o vreme, dar ea se purtase cu demnitate și el înțelesese că Tatiana nu era ca prietena ei. Deci se putea ocupa liniștit de viața ei personală. Adevărul este că problema a apărut în privința unui bărbat, mai exact, cum să-l găsească. În cluburi. Evident, ea nu mergea. De fapt, nicăieri nu mergea, iar dacă avea nevoie să meargă undeva, trebuia să-i anunțe soțul a început să se descurajeze, dar i-a venit în ajutor un accident. Ignat conducea întotdeauna mașina singur și nu avea șofer. Avea doar o echipă de securitate, câțiva bărbați care o protejau și pe Tatiana. Ea se supărase o vreme pe faptul că o urmau pe urmele ei. Dar el spusese că așa trebuie și că nu se discută. Ea chiar se gândise că și acolo și-ar putea găsi pe cineva. Dar bărbații erau loiali lui Ignat ca niște câini, așa că a respins imediat acest scenariu. În acea zi ea s-a dus la cumpărături, a condus mult timp prin oraș și nu putea găsi ceea ce căuta. Din cauza asta, se agita, se distragea și a avut un accident. Nimic grav, băieții ei din echipa de securitate au rezolvat totul rapid, dar în același timp au anunțat-o pe soțul ei. El s-a speriat foarte tare și a spus că acum nu va mai conduce mașina ci doar cu șofer. Ea nu a vrut să se certe cu el, pentru că înțelegea că nu era de folos. La ora 14, a venit la ei urie, un tânăr înalt, cu o zâmbitoare frumoasă. Ea a plăcut imediat și a înțeles că, cel mai probabil, rugăciunile ei au fost auzite. O vreme, bineînțeles, s-a uitat la el, dar apoi a înțeles că el era exact ceea ce avea nevoie. Vedea privirile lui interesate în direcția ei, dar nu dădea nimic de înțeles. Trebuia să nu se grăbească, ci să-l obișnuiască treptat. A început să se îmbrace mai sexy, dar nu prea mult, ca să nu-și însușească soțul. Apoi a apărut o altă problemă. Bineînțeles, dacă va obține acest iurie, nu va vrea să se întâlnească în apartamentul pe care îl vor închiria. Și în hoteluri nu voia. Acolo ar putea întâlni cunoștințe ale lui Ignat. Atunci a venit o idee. Amintit-o de apartamentul în care locuia înainte de căsătorie. Din câte știa, acel apartament era gol. Și după cum se spune, dacă vrei să ascunzi ceva, trebuie să-l ascunzi la vedere. Așadar, locul de întâlnire era gata. Acum era o chestiune de timp, iar ea s-a apucat serios de iurie au început să se întâlnească peste două săptămâni, deși a fost puțin greu să-și păstreze secretul, dar ea l-a convins pe soț să nu mai trimită băieții cu ea. Tu mi-ai angajat un șofer, cred că mi-este suficient, a spus ea. El din cauza șoferului și a securității. Am vorbit cu el, mama lui este grav bolnavă. Dar și nunta. Curând va strânge bani, așa că plătește-i mai mult, el mă va proteja. Tatiana a spus despre nuntă intenționat, ca să-l liniștească pe soț. Dacă un tip are o mireasă, și mai ales dacă nunta e aproape, atunci nu va acorda atenție Tatianei. Așa s-a întâmplat. Soțul a fost de acord, după ce a discutat mai întâi cu Iurie, care până atunci era deja pregătit pentru această discuție. Au început să se întâlnească la apartament aproape în fiecare zi. Soțul nu bănuia nimic, iar Tatiana era fericită. Cum îmi este bine cu tine, iurie, nici nu-ți poți imagina. Am trăit ca într-o cușcă, plus că nu-mi iubesc soțul, iar divorțul nu-mi-l va da, tu vezi asta singur, dar tu-mi înseninezi zilele mele morocănoase. Iar mie mi este rău când încep să-mi imaginez că tu te culci cu el în fiecare seară, mă sfâșie totul din interior. Te iubesc, Tatiana, nu pot trăi fără tine, doar că probabil ție nu-ți pasă, ești cu mine doar pentru distracție și nimic mai mult. Oprește-te, Iurie, la început mi-a plăcut doar de tine, dar în timp am înțeles că și eu te iubesc. Atunci pleacă de la soț, vom locui împreună. Iurie, ești serios. Că cu dragul în colibă erai, așa nu e pentru mine, îmi pare rău, dar îmi trebuie confort, nu-ți imaginezi cât de mult am luptat pentru asta și câte nervi am pierdut. Nu, dragă, oricât te-aș iubi. Nu vreau să trăiesc cu tine într-un apartament închiriat și să numărăm fiecare bănuț. Și atunci cum să fim, înseamnă că nu vom fi niciodată împreună. Și ție ce ți este așa rău? Desigur că mi-e rău, pentru că între noi este mereu ignatul, nu-l mai vreau să-l aud, nici să-l văd. Când îl văd, mă zguduie de furie. Așa, Iurie, calmează-te. Nu trebuie să faci pe victima. Dacă se va da seama, amândouă ne va fi sfârșitul. Îndrăgostește-te! Voi găsi ceva! Sigur vei găsi! Desigur, ți-am promis. Adevărul este că Tatiana nu știa ce să facă, dar înțelegea că mai devreme sau mai târziu va găsi o soluție. De o săptămână nu-l mai văzuse pe iurie, dar nu chiar. Desigur, el era mereu lângă ea, dar în același timp atât de departe. Ea era bolnavă de gripă, cu un tuse groaznică și febră. Ignatul chiar voia să o trimite la spital, dar Tatiana a refuzat. Acasă îmi va fi mai bine, dar gândește-te, voi fi singură fără tine, nu voi putea și îmi va fi și mai rău. Tatiana mea dragă, eu mă îngrijorez pentru tine, iar dacă ceva nu este în regulă, iar dacă ți se va face mai rău. Totul este bine, doctorul vine la mine în fiecare zi și se uită la sănătatea mea. Nu te îngrijora. În curând voi fi pe deplin refăcută. După ce a luat pastile, Tatiana s-a întins în pat și-a închis ochii. În capul ei se învârtea o singură idee, ce să facă pentru a scăpa definitiv de Ignat. În tot acest timp, ea a înțeles cât de mult îl iubește pe Iurie și cât de mult îi este dor de el. Voia să plângă, iar faptul că soțul ei se învârtea mereu în jurul ei era neplăcut. Îi erau neplăcute atingerile și săruturile lui. Nu mai putea așa. Trebuia să facă ceva urgent. A deschis ochii și s-a uitat pe noptieră, unde se afla un întreg arsenal de medicamente. I-a venit o idee. Și dacă? Ignat înțelegea că Tatiana nu-l iubește așa cum el o iubește pe ea. A înțeles asta imediat după nuntă. El chiar a avut gândul că poate s-a grăbit. Poate că trebuia să aibă mai multă grijă de ea și să o îndrăgostească. Apoi, și-a dat seama că, cel mai probabil, asta îi se părea doar lui, pentru că Tatiana nu este genul care să se căsătorească fără dragoste. El se simțea foarte rău când o vedea cum se enervează când el se apropia de ea pentru a o săruta. În plus, când se culcau noaptea, ea avea o mulțime de motive pentru ca el să nu se atingă de ea. Acest lucru îl supăra foarte tare. Au avut o discuție pe această temă, pe care o mai amintește și acum. Tatiana, dar ce se întâmplă cu tine? Ești soția mea, dar nu simt asta deloc. Înțelege-mă, te iubesc când doresc să fiu cu tine, și așa încerc să vin mai devreme acasă ca să stau mai mult cu tine, iar tu mă respingi mereu. Ce s-a schimbat la tine față de mine? Nu, de unde ai dedus asta? Totul este bine, pur și simplu mă simt, se pare, nu prea bine în ultima vreme. De aceea sunt atât de iritabilă. În aceste cuvinte, el a simțit imediat falsitatea, a înțeles că Tatiana îl înșală, nu, nu îi este infidelă, pur și simplu nu îl iubește. Atunci a decis că, cu orice preț, o va cuceri și el va iubi la fel de mult cum și el o iubește. El a încercat să facă pentru ea tot ce nu i-ar cere, ce nu ar vrea sau la ce nu ar gândi, și îndeplinea imediat și iată că în ultima vremei, s-a părut că au apărut unele rezultate. Ea s-a calmat, a devenit veselă și plină de viață. Acum când el se apropia de ea pentru a o săruta, ea accepta cu plăcere sărutul lui, iar inima lui se topea de fericire. A gândit că de îndată ce își va rezolva treburile, o va duce la Paris, i-a spusese că ar vrea să meargă acolo, îi va face un astfel de cadou, dar, cel mai probabil, îi va fi interesant nu turnul file, ci magazinele în care sunt multe lucruri și bijuterii scumpe, dar el nu este împotriva. Îi plăcea când soția lui era îmbrăcată frumos, pentru că o femeie frumoasă este fața unui bărbat. A fost foarte îngrijorat când s-a îmbolnăvit, călătoria a trebuit amânată și a fost fericit că nu a apucat să-i spună despre ceea ce planificase. Cunoscându-o, înțelegea că s-ar fi întristat. Atunci a decis să aștepte până când ea se va face bine, pentru a o duce și a fi cu ea în intimitate. Adevărul este că, după boala Tatianei, el a început să se simtă rău. Inima îi bătea cu putere și tensiunea îi sări ca o nebună. Nu înțelegea ce îi se întâmplă, pentru că avea grijă de sănătatea lui. Întotdeauna se îngrijise, dar acum se întâmplau lucruri ciudate cu el. Ascultă, du-te la doctor, de ce suferi, când înțelegi că cu inima nu se glumește. Maxim, dar ce vorbești, probabil că este doar supra-solicitare. Asta e tot, niciodată nu am avut probleme și până de curând mă simțeam grozav. Ești ca un copil, Ignat. Sau aștept să te iau de mână și să te duc la doctor. Nu trebuie să mă duci nicăieri, repet încă o dată, este doar supra solicitare, mă voi odihni puțin și îmi va trece. Bine, te-am convins, atunci hai să facem așa, să mergem în weekend la Daha, tu iei o pe Tatiana, iar eu o voi lua pe soția mea. Hai să mergem la râu, să pescuim, să pregătim iahnie pe foc, o să vezi că îți va fi mai bine imediat. Hai, ai gândit-o bine, mai bine decât să merg la doctor. Cred că exact asta am nevoie, de aer curat. Acesta mă va vindeca. În seara aceea, Ignat a venit acasă și, apropiindu-se de Tatiana, a spus. Dragostea mea, în weekend mergem la Daha la Maxim. Trebuie să mă aerisesc un pic la aer curat. Odată cu asta și vom odihni un pic. Tatiana și-a încrețit fața, apoi a întrebat. Dar ce e în neregulă cu aerul de aici? Trăim la țară, nu ai înțeles, este altceva, acolo este o râu, este frumos, iar aici deja sunt multe mașini ca în oraș. Uite, chiar aici este deja un sat întreg, iar când am luat pământul, lângă mine erau doar doi vecini. Deci nu te mai certa, îmi este cu adevărat necesar. Te simți rău. Da, în ultima vreme inima îmi face probleme. Iată că Maxim mi-a propus să mă ducă la spital, dar am refuzat, dar apoi a propus o altă opțiune, o excursie la natură, și am acceptat. Poate că ar fi mai bine să mergi la spital. Nu, mă simt bine, doar probabil că sunt supra-solicitare. Iată că vom merge la Daha și totul va fi bine. Maxim a sunat pe Ignat pentru a-i reaminti de excursia lor. Totul este bine, venim, soția chiar a insistat ca Iurie să fie la volan. Așa cum a aflat că nu sunt în regulă, așa se poartă cu mine, ca o găină cu un ou. Tatiana, ești o norocoasă, ai noroc cu ea, a spus bine, ce-ar fi dacă ți-ar fi rău, totuși înțelegi că pentru a conduce este nevoie de concentrare. Nu, eu însumi, nu sunt împotriva asta, așa că să ne întâlnim la Daha. Au ajuns la Daha dimineața de vreme și Ignata a insistat pentru că voia să prindă în timp pescaria. Au luat imediat undițe și au plecat spre râu. Așa că, Tatiana, este mai bine să nu-i așteptăm, va dura mult, să ne odihnim puțin. Sincer, ieri m-am tot pregătit toată noaptea, ca să nu uit nimic, iar apoi el m-a trezit când nici nu era ziua, așa că sunt atât de obosită, e groaznic, mă duc sus, apa e acolo, așa că dacă nu mă trezesc când se întorc, trezește mă tu. Dacă nu mă trezesc singură, a Tatiana, pentru că și mie mi s-a întâmplat la fel ca ție, Elena, pot adormi instantaneu. Și unde pot să dorm? Alege orice cameră, doar că eu sunt obișnuită să dorm sus, acolo e dormitorul nostru cu maxim, iar restul e la dispoziția ta. Elena a plecat în casă, iar Tatiana a mai stat puțin în foișor, observând cum Iurie se chinuie cu mașina, apoi s-a ridicat în cetișor și a intrat și ea în cameră. Era liniște, s-a întins pe pat și și-a închis ochii. Știa că Iurie va veni curând, se plicticea unul de celălalt iar ea nu putea să aștepte să se disperseze toată lumea. Cel mai important e să nu ne vadă nimeni împreună, că atunci totul e pierdut. Dar totul a început să se îmbunătățească, iar Ignat a început să se simtă rău. Înseamnă că face bine. Tatiana nu s-a culcat, doar stătea întinsă pe pat și se uita în tavan. Pe pernă mai era încă mirosul de colonia al lui Iurie, ea s-a închis la ochi de plăcere. În timp ce inala, el a ieșit afară, nu a mai stat prea mult, iar ea nu voia să-l lase să plece. Cum de îi se părea atât de atractiv, era pur și simplu nebună după el. Păcat că totul se întâmplă atât de încet și nu se poate accelera nimic, dar nu se poate grăbi, pentru că totul trebuie să pară normal. Ca să nu apară apoi probleme. Ignat se uita cu plăcere la soare și la undiță. Azi chiar că mușcă, dar nu așa cum ar vrea au decis să mai stea puțin, iar apoi să plece acasă, pentru că au plecat în grabă și nu au luat cu ei nimic în afară de apă. La natură, de obicei, se face foame, iar ei erau deja amândoi înfometați. Ce zici, mai stăm încă jumătate de oră și apoi plecăm. Cred că e mult, hai 15 minute, pentru că eu deja sunt foarte flămând. La mine, soția probabil doarme, eu nu i-am dat timp să se odihnească ieri mi-a spus imediat că de îndată ce ajungem la Daha, se va culca. Tatiana mi-a probabil și a adormit, dar nu-i nimic, am luat și mâncare gata preparată, așa că venim repede, punem masa și ciocnim, iar seara facem grătar și ochiuri. După 15 minute, au strâns undițele și au plecat spre casă. Intră în curte și văd că Iurie doarme în mașină, iar în curte nu e nimeni i-am spus că fetele probabil dorm acasă, așa că să mergem să le trezim și să mâncăm. Masa de curs vesel, am decis să ne odihnim din nou după aceea, dar să pregătim un cină delicioasă, să bem și să vorbim. Maxim a observat-o pe soția lui Ignat din cauza soției sale și nu-i plăceau privirile pe care le arunca în direcția șoferului. Nu putea înțelege ce deranja, dar a decis să nu tragă concluzii pripite încă, ci să o observe cu atenție seara. În plus, l-a îngrijorat și faptul că Ignat a început să-i doară inima, ceea ce nu se întâmplă niciodată, pentru că nu avea probleme de care să se îngrijoreze, iar cu soția, cât știa Maxim, totul era în regulă. Simțea că ceva nu este în regulă, dar nu putea înțelege încă nimic. A venit seara, au început să gătească grătar, au aprins focul și au pus la fiert supa, asta a făcut-o Elena, pentru că Maxim îi plăcea când i-a gătea supa. Maxima a înțeles, de asemenea, că Tatiana nu știa să gătească. Tatiana, gătești ceva pentru soțul tău. De ce să o fac când avem o bucătăreasă? Ea gătește grozav, așa că soțul meu nu se plânge. Dar nu vrei să-l surprinzi pe tine însuți. Poate că nu-ți doreai. Nu, pentru că nu suport să gătesc, a urmăit Tatiana, iar Maxima înțeles că această conversație este neplăcută. Nu a continuat, dar a observat cu atenție mai departe. În spatele Tatianei și Iurie, a văzut ce priviri arunca unul la celălalt, dar, oricât de trist ar fi fost, acestea nu erau doar priviri indiferente. Era ceva mai mult. Ignat, prietene, spunem cum te simți. Perfect, ți-am spus că natura mă va vindeca. Se pare că pur și simplu orașul îmi face asta. Poate că sunt furtuni magnetice sau altceva. Probabil da, bine, doar că, dacă ești sincer, am intrat în panică când am realizat că ceva nu este în regulă cu tine. Acum văd că totul este bine cu tine. Maxim a oftat, pur și simplu avea o paranoie, dracului, încât a început să suspecteze chiar și pe Tatiana. Ei bine, dacă totul este bine, atunci nu există nimic, și mie în sum. Probabil trebuie să mă relaxez și să mă odihnesc, dar totuși ceva nu-mi dădea pace, dar ce nu putea înțelege încă. Când au ajuns seara acasă, Maxim totuși a întrebat-o pe soție ce crede despre Tatiana. Nu înțeleg ce vrei să afli. Dar din punctul tău de vedere, ca femeie, Tatiana iubește pe Ignat. Nu, ea iubește pe altcineva. Nu înțeleg, glumește acum. Tu mi-ai pus o întrebare, eu ți-am răspuns: Noi, femeile, simțim astfel de lucruri și observăm multe lucruri atunci când voi, bărbații, pur și simplu nu acordați atenție unor astfel de fiacuri. Și pe cine o iubește, dacă nu este un secret? Are o relație cu șoferul iurie. Maxim a fost în șoc, deci nu i s-a părut, deci a subestimat totul corect. Oare Ignat știe totul? Probabil de aceea este rău de inimă. Atunci de ce Tatiana mai este lângă el? De ce nu a dat-o afară? Sau poate Elena s-a înșelat? Dar cum ar putea afla despre asta? În măsura în care a înțeles Maxim, Tatiana și Elena aproape că nu vorbesc una cu cealaltă. Și nu au avut niciodată prietenie între ele. Bine, de fapt, este prea devreme pentru a trage concluzii, trebuie să vedem ce se va întâmpla mai departe. Tatiana a venit la ora stabilită și l-a așteptat pe Iurie în apartament. Acum nu se mai întâlneau ca înainte, pentru că îi se părea că după excursia la țară, Maxim și Elena au bănuit ceva. Se pare că undeva s-a încurcat. Prin urmare, trebuie să fie extrem de atentă, dar nu se putea despărți de Iurie deloc, așa că puteau să se vadă doar o dată pe săptămână, când Iurie avea liber. Iubita mea, cât de plictisitor este totul, dar cât mai poate dura, când vom fi împreună. Mai așteaptă puțin, bine, e aproape, vom fi împreună imediat, ne vom duce acolo unde nu ne cunoaște nimeni. O să vând totul, vom avea atât de mulți bani, încât vom putea trăi fără griji până la sfârșitul zilelor noastre. Îți voi naște un copil și vom fi o familie adevărată. După acea vacanță la țară, Maxim a trebuit să plece urgent în alt oraș. Au apărut unele probleme pe care doar el le putea rezolva. Planifica să termine totul în câteva zile, dar, din păcate, totul s-a întins pe două săptămâni întregi. Când s-a întors, prima dată a sărit la Ignat, ca să afle cum se descurcă. Prin telefon nu era clar ce se întâmplă cu prietenul său, dar simțea că ceva nu este în regulă. Ignat, ce ai? Da, ceva nu este în regulă cu mine. Nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Cu fiecare zi devine din ce în ce mai rău. Atunci, ce mai aștepți? Ai nevoie urgentă de spital. Așteaptă, ce ai cu spitalul meu? Am o afacere importantă în față, iar când o voi termina, mă voi adresa. Ignat, stai să vezi, poate va fi prea târziu. Hai să mergem! Acum voi fi lângă tine. Lasă-mă, Maxim, am ajuns, sunt un adult și dacă spun că totul este în regulă, înseamnă că așa este. Dar uite, pur și simplu nu se poate uita la tine, te-ai schimbat mult, înțelegi asta măcar. Înțeleg, dar nimic, încă o zi și voi merge la spital. Maxim nu a mai spus nimic. A plecat de la Ignat și pe drum a sunat la numărul persoanei la care a apelat când a plecat. Tatiana aștepta pe Iurie, care din anumite motive întârzia. Se uita la ceas și nu putea să se liniștească. Soțul ei era din ce în ce mai rău. A rememorat o conversație telefonică cu Iurie, care i-a spus să se pregătească. De precauție, a luat bijuteriile și banii din safe și i-a adus în această garsonieră. Dar de ce? Oricum, toate acestea vor veni la mine, oricum ar fi. Ști, mi se pare că sunt urmărită. E tot Maxim, încă de la Daha nu mi-a plăcut cum m-a privit ciudat. Și totuși, el este un fost polițist, chiar dacă a lucrat puțin în organele de drept, Ignat Vladimirovici, din câte știu, l-a atras la el, l-a făcut partener și l-a ajutat apoi în toate. Așa că fii atentă, el va afla totul, așa că, dacă ceva se întâmplă, vom avea bani și tot vom pleca împreună. Și iată că acum ea se plimba prin garsonieră, fără să știe ce să creadă. Iurie întârzia, iar ea trebuia să-i spună cel mai important lucru. I-a sunat Maxim și a spus că știe totul și că va afla adevărul. L-a dus pe Ignat la spital pentru că era foarte rău. Aproape, Tatiana, dacă medicii vor găsi ceva în neregulă cu Ignat, voi ști că doar tu ai putut face asta. Știu că ai o relație cu șoferul, așa că motivația mi-e clară. Ea s-a speriat și a sunat imediat pe Iurie nu a avut timp să spună nimic clar. El a spus doar un timp și a închis, iar acum îl așteaptă de o jumătate de oră. A încercat să-l sune, dar telefonul lui era închis. Ar fi așteptat așa mai departe dacă nu s-ar fi gândit să verifice bijuteriile și banii pe care le-a adus și le-a ascuns într-un loc retras. A alergat la dulap, a băgat mâna și a înlemnit. Înăuntru nu era nimic. Maxim stătea în fața fostei sale colege, Larisa acum lucra la o agenție de detectivi, el apela adesea la ea pentru diverse probleme. Știi, Maxim, intuiția ta nu te-a înșelat. Tatiana se întâlnește cu șoferul Iurie și se pare că de mult timp am instalat o microcaschetă, doar înțelege corect, este ilegal, înțelegi, și în instanță, desigur, nu putem prezenta tot ce îți voi spune ca dovadă, dar ea voia moartea soțului ei și de aceea îi dădea pastile. Adevărul este că nu am înțeles ce, dar asta se va rezolva, desigur, în spital. Ei plănuiesc să ia totul după moartea lui, dar, de fapt, ea este soția legitimă, iar cum Ignat nu are copii, atunci totul va trece la ea. Planurile lor sunt mari, așa că trebuie să se grăbească înainte ca ceva să se întâmple. După ce a auzit asta, Maxim a fost parcă împins de ceva. A sărit și a alergat la mașină, se întorcea la Ignat. După ce Maxim a plecat, Ignat a reluat munca. Adevărul este că se simțea din ce în ce mai rău. Se gândea să facă încă un apel și să plece acasă, dar nu a putut. I s-a făcut atât de rău încât nu a putut să respire. Înăuntru totul îl durea și se sfâșia. S-a ridicat să-și toarne apă, dar nu a putut să facă niciun pas. Ultima amintire pe care o avea era fața lui Maxim, care se apleca asupra lui. Tatiana a înțeles totul. Iurie pur și simplu a jefuit-o. Nu plănuia să plece cu ea nicăieri. Ea a fost nevoie doar de banii și bijuteriile ei. Ea a fost o proastă că i le-a dus, dar ce gândea? Pur și simplu îl iubea cu adevărat. Și acum ce să facă, cum să fie? Soțul ei este în spital, iar dacă Maxim îi spune totul, ea este pierdută. Tatiana și-a luat curaj și s-a calmat puțin. Acum, probabil, nimeni nu-l lasă să intre, așa că am o șansă. Trebuie să sunt la spital și să aflu cum este starea lui. Dacă este încă inconștient, atunci trebuie să merg la el și să fiu acolo. Dacă voi fi cu el, atunci el va crede doar în mine și în nimeni altcineva. Și cu maxim voi vorbi, îi voi spune că dacă spune ceva soțului meu, atunci eu voi răspunde. Soția lui va afla despre toate aventurile lui, și atunci vom vedea ce va face. Maxim s-a întâlnit din nou cu Larisa. Lora, nu-ți poți imagina ce ai făcut pentru mine și pentru Ignat. Dacă nu ai fi fost tu, probabil că aș fi pierdut un prieten. Oprește-te, știi că asta este treaba mea. Mă bucur că am reușit să ajut, dar te cunosc bine. Nu ai venit la mine doar ca să-mi mulțumești. Îți mai trebuie ceva de la mine? Ai dreptate? Trebuie să-i spui tu tot lui Ignat. El nu mă va crede. El o iubește prea mult pe Tatiana, iar eu mereu am fost împotriva ei, și el știe asta, așa că te rog să-i explici totul singur. Fără probleme, îi voi spune tot, dar crezi că va crede. Atunci încearcă, iar acolo vom vedea. Tatiana a aflat unde este acum soțul ei și a alergat la el aproape în fugă. Era deja aproape când a auzit un glas feminin. Apropiindu-se, s-a uitat. Iată cum stau lucrurile, Ignat Vladimirovici, nu are sens să te mint, așa că trageți singur concluziile. Larisa, știu că ești o persoană minunată, în plus, Maxim te laudă mereu, dar Tatiana nu este vinovată. Pur și simplu are o psihică afectată din copilărie. Mama ei era o alcoolică care aducea în casă diversi bărbați, iar asta a avut un impact puternic asupra Tatianei, așa că mi-e milă de fetița mea. Și chiar și aici, Tatiana te-a înșelat. Mama ei este o persoană minunată, care este apreciată la locul de muncă. A muncit mereu din greu, a câștigat mai mult decât soțul ei, dar acesta s-a îndrăgostit de altă femeie și a părăsit-o. Ea încă mai lucrează. Adevărul este că soțul ei a vrut să se întoarcă la ea, dar ea nu l-a acceptat înapoi. Așa că trăiește singură. Am vorbit cu unii oameni de acolo și nu le-am spus cine este Tatiana de fapt și vă spun că veștile mele sunt neplăcute. Tatiana a înțeles că asta e sfârșitul, a sărit din spital și a plecat la gară pentru a cumpăra un bilet acasă. Roțile trenului băteau ritmic. Era deja noapte și pasagerii dormeau. Doar Tatiana nu putea dormi. Ea stătea sprijinindu-se de o mică măsuță și se gândea la cum să trăiască mai departe. A amintit cum, cu câțiva ani în urmă, tot așa, cu un singur bagaj, călătorea în oraș. Sperând că va avea o viață frumoasă, și viața i-a dat această șansă. Și acum, tot așa, călătorește cu un singur bagaj, pentru că de teamă că va veni poliția, a luat puține lucruri. Ea se întoarce din nou în sat, deși a sperat mereu că nu se va mai întoarce niciodată acolo. Ce să facă acum, cum să trăiască, nu știa. Pe suflete era rău, nici de la faptul că a făcut așa cu soțul ei, nici de la faptul că a pierdut totul, ci de la faptul că a fost înșelată de bărbatul pe care l-a iubit cu adevărat. Ea îi credea ca ea însă și, și el a făcut-o așa. A reamintit-o de mamă și pentru prima dată în tot acest timp, a vrut ca ea să o îmbrățișeze și să o compătimească. Trenul a sosit seara, Tatiana a luat bagajul și s-a îndreptat spre casă. Știa că, cel mai probabil, mama ei se va întoarce de la serviciu și se va bucura foarte mult să o vadă. Și ea. Ei va spune totul și o va întreba de sfaturi. Apropiindu-se de casă, a văzut-o pe mamă care se ocupa de gospodărie. Mama, mami, sunt eu, a strigat Tatiana și a intrat în curte. Văd că ești tu. Și ce? Mamă, tu ce? Asta e eu, fiica ta. De ce nu ești fericită? Am fost fericită. Fiică, tu ai fost mereu doar tu. Cum ai putut să mă respingi și chiar faptul că i-ai spus soțului tău că sunt o alcoolică? chiar și asta ți-am iertat, dar ceea ce ai făcut, faptul că ai abia ucis-o pe soțul tău pentru a fugi cu iubitul tău, asta nu voi putea niciodată să-ți o iert. Așa nu m-am crescut. Iar acum du-te la tatăl tău, pentru că el a fost întotdeauna lumina din fereastră pentru tine, iar la mine nu mai veni, tu nu mai ești fica mea. După aceste cuvinte ale mamei, Tatianei i s-a făcut frică. Ea a înțeles ce a făcut, dar nu știa cum să repare totul s-a așezat pe pământ și a prins capul în mâini și a început să plângă amar.